În acest moment, din câte am înțeles, cheltuielile pentru întreținerea cetății nu sunt acoperite din venituri directe. Și dacă există o strategie și o perspectivă, un orizont pentru când se va ajunge ca, în mod direct sau indirect, veniturile aduse de cetate să poată acoperi cheltuielile. Deci există o strategie, asta spun, în momentul în care pozitivii s-au făcut, în momentul în care lucrurile vor ieși pe piață, veste primii care ne s-a aflat, pentru că obligatoriu trebuie să vă spunem, și exact ca să intre niște bani în direcție. Bani în direcție intră deja, cum să spun, îi simțim deja și îi simțim și prin faptul că trei zile, weekendul trecut, nu găseam un loc în albăr la hotel, sper că așa cum să fie la fel, și vin numărul mare de oameni care totuși vin aici și umplu hotelul. Ăsta este, cum să vă spun, lucru care, adică banii care vin direct. Iar chestiunea directă o să o simțim cu toții cât de curând, bineînțeles, așa cum vă spuneam și înainte, noi ne pregătim, deci nu o să vă spun ce visez, și spăniu nu prea scriu, că dacă scria, scrie și o să avizați azi noapte ca să vă bucurați cu toții. Chestiile astea nu. Ca și cu regionalizare. Fiecare politician când s-a trezit dimineața a desenat o altă, nu știu cum a desenat-o, noaptea sau dimineața, dar în orice caz ne-a spus despre ea. Deci lucrurile astea nu le fac decât în momentul în care o să... Să vedeți, barierele nu spuse deja acolo, parcările vor intra, trebuie să cheltuim, acum așa am început să cheltuim pentru șinea electrică, poate. O să avem și Big Brother-ul, adică camerele de la vedere, o să vedem dacă facem lucrul ăsta, pentru că poate nici nu trebuia să vă spun lucrul ăsta, însă și o dealaltă m-am cam supărat. Mă deranjează decât la soldatul care este lângă Mihai Viteazul, ieri seara sau altă seara i-a furat sabia, l-a recuperat, că ăsta care este ce cu baionete, a luat baioneta, că la statuile care le-am pus deja i-a luat unul, era un șas acolo, se toată cealaltă aia, doilea de bronz, că la are un Tokyo, că sunt toate chestiuni de genul ăsta care nici măcar nu-s vandalisme. Niște tâmpenii făcute de niște cretini pe care, nu știu dacă trebuie să vă spună, de ferească Dumnezeu să se întâlnească cu mine față în față când fac așa ceva. O să am atunci deschis pe real, în alte părți. Deci, atâta de mult mă deranjează lucrurile astea, când vă spun, mă duc să iau pastile, nu mă. Pentru că nu-mi imaginez că cineva poate să facă așa lucru. Și tu la baroneta știți unde, cu ochii soldatului care stă de pază. Deci să știți că nu se poate păzi nimica decât dacă de fiecare cărămidă am legat pe patru schimburi câte un om. Nu putem să facem lucrul ăsta și nici nu. Și o să vedem și cu camerele, pentru că o să avem foarte multe poze și foarte multe chestii de-astea și când în România ce se fac cu pozele? Am o poză cu cineva care a făcut ceva, ce fac cu ea? Mă uit la ea, 3 luni de zile, unde îl dau? Nu există niciun sistem național ca să urmărești poliție la ieșirea din țară sau la intrare din țară după poză. Bun, o să gândim și gândim, nu din păcate, din fericire, gândim de mult tot soiul de sisteme, dar vrem să, cum să spun, calitate, preț. Adică la un preț cât mai rezonabil să reușim să supraveghem toată zona. Cu poliția, adică dacă aveam avea nevoie de vreo 60-40 și ceva de oameni pe schimb, n-am s-o cotit lucrurile astea, dar s-o cotit ce de meserie, ca să putem să supraveghem aproape fiecare colț, dar nu o să faci, pentru că în momentul în care te-ai întors. Bun, sinialetica prima dată, tot ce înseamnă parcă, deci circulația, și pe urmă, spațiile comerciale în care se face proiect, se fac proiect spații comerciale, nu mai sunt comerciale. Dar tot comerciale, să le spunem, o să încercăm să aducem mai multă albaiurie în cetate. Deci, poate eu exagerez ce vă spun, ca un magazin de bune. Oamenii trebuie să vină albănezi, să se simtă aici ca și acasă, să vină să facă cumpărături, nu numai la evenimente. Dacă reușim lucrul ăsta, e foarte bine. Mai am un proiect cu domnul Dumitrel foarte interesant. Să știți că l-am copiat undeva, pentru că în general nu uit la lucruri de genul ăsta și care mi s-au părut de mare succes. Sper că de la anul să putem și noi să-l punem. Vă aștept și pe voi voluntari. Menționați să introduceți o taxă în cetate? În cetate nu se poate introduce nicio taxă. Această zonă este o zonă publică de circulație. Însă va trebui plătită parcarea.
cine dorește să se dea cu mașina în cetate va plăti parcarea. Vor fi plătite parcările toate care sunt făcute de lucruri. Deci astea vor fi plătite de oricine intră în cetate. Nu există aici altceva. Intri, plătești. Parcările din jurul cetății vor fi plătite și vor fi cu plată. Indiferent. Dacă aș putea să punem o taxă în cetate, și vă spun sigur, pentru că am văzut lucrurile astea, și să, chiar dacă vom pune pentru zona publică, să-i spunem cum să vă explic o treabă, dar n-am cum, pentru că cetatea se trece, dar dacă am găsit vreo soluție, pentru Alba Iulia n-aș fi nimic. Acum, toată lumea mă întreabă cum se lege, cum știm că e Alba Iulia. Să găsim și soluția asta, dar dacă vom găsi o soluție. Și vom încerca în spațiile în care putem să discutăm de taxe, să introducem o taxă. E cam așa, lucrul ăsta, să se înțeleagă din interviul pe care l-a dat pentru Comios. Deci, nu vom introduce o taxă aici, nu pot să pun o taxă la poartă și o taxă din aici. Oamenii circulă, cetatea este un loc și de circulație. Nu poți să-i spui, dacă la mamă și la părinte. Și asta, înțeles, îmi pare rău. Vor fi plătute locurile mai restrânse care se intră. De exemplu, lucrăm acum la partea din Castrul Roman. La principiu, ați văzut că a început prima dată șantierul aici, așa că se va muta și dincolo, că nu mai sunt niște discuții legate de proiect. Ei, acolo se va plăti intrare. Dorim să plătească intrare la lucrurile astea peste tot. Indiferent de toate cârierile care vor fi, pentru că eu sunt sătun de chestiunile astea de cârieri. Fiți prea bine când am început ce a fost aici. Ei, atât de că nu e chiar așa și nu mi-am văzut joc și nici proiectatul, nu e o proiectanță. Eu nu sunt de meserie arhitect și nu am desenat lucrurile astea. Deci nu și-au bătut joc de Alba Iulia și de cetate, așa cum scria cu litere groase și cum se înroșau antenele. Dar lucrurile astea sunt obligatorii. Și vă spun ca și om care a mai văzut un pic din lumea asta, și intrarea în biserică se plătește. Și intrarea în biserică. Să mi-a plăcut la portughez, unde te lasă să intri, la bataia, te lasă să intri, mai întregi. Și pe urmă, lucruri interesante sunt pe margine. Vrei să vezi ce e interesant? Plătești. Dar te-a băgat în mântru. Ei, n-am văzut pe cineva să se întoarcă, să nu scoată bani, să-ți cumpere. Pentru că sunt lucruri pe care le vezi mă totodată în viață. Și dacă ai făcut de atâția kilometri, faci mâna în mâna, să-mi trag copiii de tine. Deci lucrurile astea se vor plăti, fii sigur că niciodată nu o să reușim noi să încă să compensăm. Însă, cetate fiind un pol de dezvoltare și atrăgând atâta lume, conex, indirect, vin bani. O să vedem la anul ce simțim prin această creștere, însă este foarte greu să socotim pentru că alte lucruri s-au pus în mod. Deci dacă ar fi la un nivel, atunci am simțit o creștere. Ce pot să vă spun, hotelul de aici este plin, e plin de oameni care mănâncă, dincolo se mănâncă, dacă vreți odată putem să și întrebăm cât, ce cifră de afaceri erau pe zi, și o să vedeți că sunt bani care se învârte. Însă această taxă va și, deci taxa, va și disciplina. Acum, sincer, văd dacă ar putea să există o posibilitate, că nu poți să pui pe o stradă, pentru că totuși rămâne o stradă noastră, indiferent că este încetate, să pui taxă de vot. Și ar fi foarte greu să, cine ești tu, toată lumea să scrie și cu buletin în mână, să ai pune în coștampile, tatuă. Nu. Însă trebuie.